Nivelul salarial este inechitabil. Este principala cauză pentru care personalul din Spitalul Făgăraș a protestat astăzi. Însă nu doar în municipiul nostru s-a protestat, ci și în alte spitale din țară. De exemplu, la Brașov, astăzi între 8 și 10, personalul medical a întrerupt activitatea la maternitate, Spitalul Județean de Urgențe și Boli Infecțioase. Dar, conform legii, a fost asigurat o treime din activitate. La Făgăraș, personalul medical a purtat în cele 2 ore de protest banderole albe pe mâini. Grevă de avertisment referitor la încadrarea în ordonanța 20 care a dat-o guvernul, referitor la salarii și la încadrare a salariilor. Deci s-au încadrat personalul medical și cel administrativ nu. Și noi am protestat la nivel de țară național din cauza că suntem vitrăjiți și undeva nedreptătiți. Pentru că fiind nebăgați în ordonanță, noi indispensabili suntem actului medical, care fără noi nu se poate. În spital suntem 400 de salariați și ceva, la administrație suntem în jur de 50 de persoane, care avem rolul nostru. Sindicaliștii denunță diferențele salariale foarte mari între aceleași tipuri de profesii, între spitale neclinice și spitale clinice, diferențe foarte mari între nivelul de pregătire post-liceală și studii superioare, pentru aceeași muncă. Liderii Sanita susțin că dacă decidenții nu vor lua în seamă nemulțumirile lor, vor intra în grevă generală din 31 octombrie.